Bună! Astăzi avem un episod nou din Frumoșii din Mulțime. Episodul 4 deja cu Nati Budugrati. A fost odată ca niciodată o blogăriță pe nume Nati. Nati iubea literatura și s-a decis să creeze un loc special în care să împărtășească pasiunea sa pentru citit. Noroc că s-a inventat internetul. O găsim și astăzi pe Nati, foarte ușor, doar cu un clic, la o ceașcă de carte cu Nati Budugrati. Doar cu un clic viteză. Are niște copii minunați pe care îi învață de mici ce înseamnă comoara cititului. Nati este un om jovial, dornic de dialog. Pleacă mereu în căutare de noi povești, de noi cunoștințe. Încerc și eu să mă inspir din călătoriile ei. Până și numele ei este un joc de cuvinte. Nati Budugrati. Nati este un copil care caută într-una lumi fascinante. Și eu sunt fericită că sunt la fel ca ea și că nu uit să-mi creez un refugiu acolo unde nu există. Un refugiu pentru noi visători. Chiar mă bucur că te-am cunoscut, Nati.